Împărați, capitolul 13, versetul 14. 13 cu 14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe fața lui și a zis: Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei a zis: Ia un arc și săgeți. Și-a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: Încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis: Deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis: Trage. Și a tras. Elisei a zis: Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la afect până îi vei nimici. Elisei a mai zis: Ia săgeți. Și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: Lovește în pământ. Și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat și pe el și a zis: Trebuia să lovești de 5 sau de 6 ori. Atunci ai fi bătut pe sirien până ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de 3 ori. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Amin. Doamne, te rugăm să ne dai și nouă viață. Amin. Prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Mulțumim pentru seara aceasta de părtășie frățească. Mulțumim pentru seara aceasta de creștere spirituală. Te rugăm în următoarele minute prinde în continuare atenția noastră. Amin. Și dă-ne viața Ta. Amin. Dă-ne puterea Ta. Amin. Dă-ne, Doamne, identitatea Ta. Amin. În numele Lui Iisus Hristos, Tată, își cerem toate acestea. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Unul dintre lucrurile cele mai profunde pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos se găsește în Ioan, la capitolul 15, cu versetul 16. Și în Ioan 15 cu 16, Domnul Iisus Hristos face o afirmație foarte serioasă, foarte provocatoare pentru fiecare dintre noi. Și spune așa: Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru ca orice veșere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Amin. Amin. În această seară, pentru studiul nostru, pentru următoarele câteva minute, pentru studiul nostru de joia seara, adevărul incomode, se numește, genericul acesta, adevărul incomode, aș vrea să rămânem să învățăm câteva lecții de la Elisei. Elisei a fost un om ca fiecare dintre noi. A fost un proroc foarte iubit de Dumnezeu și un om care, cred eu, la rândul lui tare îl iubea pe Dumnezeu. Știți, biserica, pe lângă faptul că este un spital, biserica este și școală. Serios. Biserica este spital. De ce spun că este spital? Pentru că scopul pe care Dumnezeu îl are pentru biserică este ca orice om care ia legătura cu biserica să fie vindecat. Într-un fel sau într-altul. Amin. O biserică, fraților, care nu vindecă, nu este biserică. O biserică în mod supranatural are harul din partea lui Dumnezeu, dar are și abilitatea, și potențialul, și puterea de a vindeca. Spiritual și chiar și fizic. Doamne, ajută-mă!
Asta este una dintre identitățile bisericii, dar biserica este și școală. Și în școala aceasta, a lui Dumnezeu, noi suntem mereu chemați să învățăm. Să învățăm voia lui Dumnezeu, să învățăm căile lui Dumnezeu și în mod deosebit în școala aceasta ne pregătim pentru viața veșnică. Știți? Motivul pentru care noi mergem din copilărie la școală și mergem la școală 10 ani, formă mergem unii dintre noi, mergem 20 de ani la școală, cam 20 de ani facem de școală, aproape 20 de ani de școală facem, unii dintre noi, alții facem școală toată viața, dar motivul pentru care mergem 10-15 ani la școală, să zicem noi, știți care este motivul școlii? Ne pregătește pentru viața temporară. Școala ne pregătește pentru viața temporară. Biserica ne pregătește și pentru viața temporară, dar și pentru viața eternă. Amin. Amin. Deci școala bisericii sau biserica, virgulă, ca și școală, este fundamentală în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Ei, aș vrea în această seară să învățăm câteva lecții foarte importante din viața prorocului Elisei. Elisei este un proroc iubit de noi toți, și găsim foarte multe adevăruri despre el, dar eu aș vrea în această seară să învățăm de la Elisei un lucru fundamental, pe care Domnul Iisus îl înțelege în Noul Testament și îl spune, și zice așa, roada voastră să rămână. Amin. Amin. Viața pe care noi o trăim, fraților, ca și copii al lui Dumnezeu, este o viață în care suntem încurajați să aducem roadă. Fraților, doamnelor și domnilor, prea puțin ne cunoaștem. Prea puțin ne cunoaștem. Noi ne vedem. Mai dăm mâna unii cu alții. Mai și zâmbim. Mai mergem și în misiune. Știi? Dar prea puțin ne cunoaștem. Foarte puțin ne cunoaștem. Trebuie însă să vă spun în această seară, fie că ne cunoaștem mult sau puțin, că este fundamental, frați și surori, să aducem roadă. O viață trăită fără roadă este o viață trăită aproape în zadar. Când trăiești pentru familia ta este foarte bine, dar noi trebuie să învățăm să depășim chiar perimetrii familiei noastre. Și trebuie să învățăm să trăim aducând multă roadă și roada aceasta să rămână, Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă, aș vrea să învățăm patru lecții de la Elisei în această seară. Prima. Etalonul lui Elisei, modelul de urmat al lui Elisei, a fost un sfânt. Modelul pe care Elisei l-a avut în viața lui a fost Ilie. Și majoritatea dintre noi, când vorbim despre Ilie, vorbim și se cunoaște și în popor tradițional, Sfântul Ilie. Și întotdeauna când este ziua Sfântului Ilie, cam tuduie și fulgere și tună. Se întâmplă un lucru supranatural, numai aia demonstrează că Dumnezeu este, știi? Numai să urmăriți, când este ziua Sfântului Ilie, să urmăriți un pic mai cu... Eu nu sunt fanatic, dar în ultimii ani eram foarte curios să văd ce se întâmplă la Sfânt, în ziua lui Ilie. Știți, Sfântul Ilie, prin apusia asta. Ce se întâmplă în ziua Sfântului Ilie? Și spre uimirea mea, aproape în fiecare an, de când eu urmăresc, aproape în fiecare an de Sfântul Ilie duduie pe undeva. Dar în majoritatea anilor în care eu am fost atent și am verificat, într-adevăr, nu se dezminte, este o zi specială pentru că undeva plouă și tună și chiar dacă nu plouă, pe undeva se audă ceva bubuiel prin cer, știi? E ca și când vine Sfântul Ilie, ne vizitează. Ei, acum ne întoarcem la Elisei. Și asta este foarte important să înțelegem prima lecție. Etalonul lui Elisei era un sfânt care făcea minuni. Acum, domnilor, fraților, noi suntem o biserică baptistă, adică și baptistă. Vreau să vă spun încă o dată, eu sunt pentecostal, pentru că sunt botezat cu Duhul Sfânt, sunt baptist, pentru că sunt botezat în apă, sunt și ortodox, pentru că mă țile să fiu drept credincios. Și în ultimii ani am devenit un convins adventist. Adică îl aștept pe Iisus Hristos să vină. Amin. Amin. Și sunt, trebuie să vă mărturisesc, și carismatic. Amin. Doamne, ajută-mă! Amin.
Dacă nu sunteți și nu veți deveni toți ca mine, aveți probleme. O să aveți probleme. Pentru că un creștin autentic, fraților, un creștin autentic conține tot pachetul ăsta despre care eu m-am vorbit. Toate ingredientele acestea. Dacă nu suntem penticostali, am încurcat-o. Dacă nu suntem baptiști, iar am încurcat-o. Dacă nu suntem adventiști, iar am încurcat-o. Dacă nu suntem ortodoxi, iar am încurcat-o. Și dacă nu suntem și adventiști, wow, am încurcat-o rău de tot. Doamne, ajută-ne să fim toate aceste lucruri la un loc. Știi? Când Dumnezeu ne dă mântuirea, El ne-o dă la pachet. Amin. Și în pachetul acela nu este ceea ce noi avem chef să fie, ci în pachetul acela este, sunt toate aceste ingrediente pe care eu vi le-am spus. Însă, Elisei a fost un bărbat foarte inteligent, care a avut în viața lui un model foarte important și el. Etalonul pe care Elisei l-a avut a fost Ilie. Sfântul Ilie. Acum, cine era Ilie? Ilie era un bărbat, un alt proroc al lui Dumnezeu, care era specializat în cele mai interesante și uimitoare miracole. Unde se ducea Ilie, sigur se petrecea un miracol. Acum, fraților, de ce vă spun chestiunea aceasta, ea este foarte importantă. Lui Elisei îi plăcea compania Sfinților. Lui Elisei îi plăcea compania Sfinților. Dar nu oricărui sfânt. Nu a oricăror sfinți. Și lui Elisei îi plăcea compania Sfinților care credeau în Dumnezeu cu toată forța ființelor. Elisei avea un etalon, îl avea pe Ilie etalon, dar Ilie ăsta nu era oricine în Israel, încât era atât de mare a fost Ilie ăsta în Israel, încât Domnul Iisus Hristos în Noul Testament vorbește atât de des despre Ilie. Vă pun o întrebare foarte serioasă. Care sunt modelele pe care noi le urmăm în viață? Hollywood? Paris? Telenovelele din Brazilia, din Spania, care sunt modelele noastre? Ăștia care au bani foarte mulți și nu mai știu ce să facă cu ei în România sau în Bocățică. Care sunt modelele noastre, fraților? Și trebuie să vă spun ceva. Biblia ne vorbește despre un singur model și acesta este Iisus Hristos. Biblia ne vorbește despre un singur etalon și acesta este Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Și ce făcea Elisei? L-a luat model pe un sfânt al lui Dumnezeu, dar nu orice sfânt, că și sfinții ăștia, că să fim atenți la ei, la sfinți. Nu orice sfânt este sfânt și nu orice sfânt este bun și demn de urmat. Unii sfinți sunt doar în vitralile bisericilor. Să ne ferească Dumnezeu chiar de orice sfânt. Elisei l-a avut model pe un sfânt care era plin de Dumnezeu. Care sunt modelele noastre, fraților? Dacă modelul nostru este Iisus Hristos, suntem deștepți. Dacă nu, suntem niște fraieri. Modelul oricărui creștin adevărat este Iisus Hristos. Știți care este problema pe care o avem inclusiv în Biserica Baptistă, Pentecostală, să nu mai vorbesc de Biserica Ortodoxă și Catolică? Nu mai prea avem model pe Iisus Hristos. Uităm de Iisus Hristos. Și modelele noastre sunt cine știe ce aiurel până la urmă. Sau modelele noastre sunt un Iisus Hristos preînchipuit de noi. Modelul, singurul model pe care noi trebuie să-l avem, este Iisus Hristos. Elisei n-a avut un alt model decât Sfântul Ilie. Dar ăsta nu era nu era orice sfânt, ci Ilie era un sfânt plin de Dumnezeu și plin de puterea lui Dumnezeu. Dar Elisei a fost un tip atât de inteligent decât a vrut mai mult să aibă în viața lui decât a avut propriul lui model. Ilie a fost un sfânt, însă Elisei n-a vrut doar cât a avut Ilie, ci a spus, vreau o porție dublă de Duhul tău. Și ce înseamnă asta? Era lacom după puterea lui Dumnezeu. Elisei ăsta, și trebuie să învățăm asta de la el, era lacom după Duhul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu găsește un om lacom
după Dumnezeu. Ăla-i șef. Ăla-i cu el. V-am mai spus povestea aia, dar se potrivește Vasile Nicola, unii știți, alții nu știți, nu știți, n-ați pierdut nimic, că-l știți, ați câștigat foarte mult. Vasile Nicola, asta e cântăreț, lăutar, pentecostal și cântă, e un amic al meu și într-o zi eram între niște țigani și unul dintre ei a zis, bă, Vasile, tu ai Duhul Sfânt. Și Vasile îi spune, la țiganul, e șef. Știa el ceva, țiganul, nu era pocăit, dar știa ceva. Știi, când îl ai pe Duhul Sfânt, ai tot ceea ce este Dumnezeu. Amin. Alo, amin. Amin. Elisei îl avea etalon pe un sfânt al lui Dumnezeu. Fraților, etalonul meu trebuie să fie omul singur. Și acesta este Sfântul Iisus Hristos. Slăviți să fie numele. Amin. Și noi trebuie să ne dorim Duhul lui Iisus Hristos și să ne dorim porție dublă din Duhul lui Iisus Hristos, dacă se poate spune așa, să ne dorim porție dublă din puterea Duhului lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Vreau să vă fac o recomandare. Fraților, vă rog, în numele a tot ceea ce este sfânt și sacru și valoros în viața noastră, căutați prezența oamenilor care fac minuni prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Nu căutați orice prezență. Nu vă împrieteniți chiar cu oricine. Nu stați chiar lângă oricine. Noi trebuie să învățăm de la Elisei. Noi trebuie să stăm în prezența oamenilor plini de Dumnezeu. Nu stați lângă orice creștin. Bine, acum când se pune lângă tine aici, n-ai prea multe opțiuni, știi? Că nu mai ai unde să te duci decât în anexă, știi? Dar domnilor, vorbesc ca și etalon. Vorbesc ca model. Modelul meu nu poate să fie o caricatură de creștin. Modelul meu nu poate să fie orice creștin, ci modelul meu, vorbesc acum omenește, modelul meu trebuie să fie un om matur al lui Dumnezeu, o femeie matură a lui Dumnezeu, dar nu orice femeie matură a lui Dumnezeu, ci trebuie să fie o femeie sau un bărbat, modelul meu, care Dumnezeu îl folosește prin el să facă mari minuni. Și ce înseamnă pentru mine asta? Că noi nu putem, fraților, să stăm lângă cârcotași, pesimiști și negativiști. Și nici nu putem să stăm lângă ăia sau lângă ăia care sunt ălea sau ăia care sunt atât de sfinți, încât să usucă toate florile din jurul lor. Adică sunt lipsiți de viață, dar echipurile sunt sfinți. Ne ferească Dumnezeu de asemenea sfinți, care pârjolesc tot în jurul lor. Nu vă luați modele umane decât bărbați și femei care aș încerca să îndrăznesc să spun sunt titani ai credinței. Așa a făcut Elisei. El mai avea modele, probabil, mai erau ceva proroci pe acolo, știi? Dar el l-a luat model pe cel mai bun. Domnilor, nu vă mulțumiți cu modele mediocre. Noi trebuie să ne mulțumim cu modele excepționale. Amin. Pentru că dacă mă mulțumesc cu mediocritate, mediocru ajung. Și sunt atât de mulți creștini mediocri în țara aceasta pe care Dumnezeu nu-i poate folosi cu absolut nimic. Noi avem nevoie de modele ai oamenilor care sunt titani în credință. Care sunt bărbați și femei pe care Dumnezeu îi folosește într-un mod miraculos pentru binecuvântarea altora. Nu stați, repet, lângă cârcotași, nu stați lângă aia batjocoritori, nu stați lângă șmecheri, nu vă lăsați influențați de cârcotași, de negativiști, de pesimiști, de oameni dificili. Nu, fugiți de aia ca de... Ce vreți? Ca de criză. Noi trebuie să învățăm să avem modele pozitive. Trebuie să învățăm că nu putem să ne împrietenim cu oricine și să ne lăsăm influențați de oricine. Dacă nu Iisus Hristos este modelul și etalonul meu, am ars. Pentru că ajung un mediocru. Dacă Iisus Hristos este modelul meu, adică este învățătorul meu și cum este mântuitorul meu, sunt deștept și voia. Doamne, ajută-ne! Însă auziți a doua lecție pe care am văzut-o eu aici la Elisei, foarte importantă. Cât timp a fost sănătos? Elisei, cât timp a fost sănătos, făcea miracole în viața lui. Acum, de ce am început cu Ilie a fost etalonul lui Elisei? Auziți ce s-a întâmplat când Ilie a devenit etalonul lui Elisei și a venit
Duhul lui Ilie în final peste Elisei, cât timp Elisei a fost în viață și trăitor și sănătos și pe picioarele lui, făcea și producea miracole în viața altor oameni. Și acum, de la Elie a învățat mentalitatea miracolelor. De la Elie a învățat mentalitatea miracolelor. Pe noi ne interesează să-L avem model pe Iisus Hristos. Și când Iisus Hristos este etalonul și modelul, învățătorul și Domnul meu, de la Iisus Hristos nu pot să învăț nimic altceva, sau pot să învăț doar mentalitatea miracolilor, miracolelor pozitive. Amin. Asta învățăm de la Iisus Hristos. Elisei, cât timp a fost în viață, numai căutați-i puțin viața, El a făcut mereu miracol. El a făcut mereu miracole. Oriunde se ducea, El transmitea o influență, o energie pozitivă. El transmitea miracole. El transmitea viață. El producea viață și transforma viețile altora. Asta produce, știi, când transmit viață, când am etalon pe Iisus Hristos, model pe Iisus Hristos, când Duhul lui Iisus Hristos este în mine și peste mine, eu încep să-mi schimb mentalitatea. Și dintr-o mentalitate de înfrânt, încep să am o mentalitate de biruitor. Amin. Dintr-o mentalitate de mediocru, eu încep să am o mentalitate a miracolelor. Trăim, fiți atenți. Fiți atenți că anul viitor, din punct de vedere economic, o să fie mult mai prost ca asta. Să nu ziceți că nu v-am spus și nu v-am avertizat din timp. Dar fiți atenți. În ciuda crizelor, știți, crizele care noi ne tot confruntăm, substratul lor este spiritual. Cu cât oamenii se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, cu atât experimentăm nenorociri tot mai mari și uite, asta s-a materializat în forma aceasta de criză. Și crisis în limba greacă înseamnă criză în limba greacă, crisis înseamnă judecata, judecata lui Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi. Însă, fiți atenți. Întrebare. Întrebare foarte importantă. Ce miracole produc eu în viața altor oameni? Asta este o întrebare foarte serioasă. Fiți atenți. Dacă viața mea este un miracol, la rândul meu trebuie să produc miracole în viața altor oameni. Asta înseamnă miracole cu setul plus. La asta mă refer când e vorba de miracole. Cât timp Elisei a trăit pe pământ, el producea miracole în viața altora. Chemarea pe care noi o avem, ca și creștin, ca și individ, ca și biserică, este să producem miracole și minuni în viața altora. Amin. Fiți atenți aici. Nu luați cu ușurătate mesajul și de la rugăciune și din momentul acesta. Dacă Dumnezeu atotputernic locuiește în viața mea, în mod obligatoriu, roada din viața mea este miracole în viața altora. Produc miracole în viața altora. A nu produce miracole și în viața altora. Dacă eu găstuiesc în ființa mea un miracol, adică pe Iisus Hristos, păi miracolul acesta trebuie să îl transmit și să-l produc și să-l dau și la alții. Amin. Dacă eu îl găstuiesc, dacă eu sunt gazda lui Iisus Hristos, știți că Dumnezeu când ne-a creat după chipul și asemănarea sa, ne-a creat cu capacitatea de a găzdui în ființa mea altă ființă. Și eu pot să găzduiesc în ființa mea ori pe diavolul, ori pe Dumnezeu. Ei, noi toți de aici am ales să găzduim în ființa noastră pe Iisus Hristos. Amen. Dar nu fi fraie să găzduim pe Tatăl Minciunii. Noi îl găstuim în ființa noastră pe Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă, Domnul Iisus Hristos în Matei 7, cu 16, a zis așa, după roada lor îi veți cunoaște. Pe ai mei, zice Iisus, pe prorocii mei, pe oameni, pe ucenicii mei, îi veți cunoaște după roada lor. Amin. Fiare, dacă roada mea și dacă roada ta este miracol în viața altora, înseamnă că în tine locuiește Iisus Hristos. Dacă tu nu produci miracol în viața altora, e o problemă foarte gravă cu tine și în tine. Tu poți să te numești baptist, poți să te numești ortodox,
Tot degeaba. Știți cum a fost Elisei? A fost un balsam pentru cei de lângă el. Așa sunt toți Sfinții lui Iisus Hristos. Amin. Suntem balsam. Noi transmitem balsam celor de lângă noi. Noi suntem vindecare pentru cei de lângă noi. Amin. Domnilor, nu știu cum. Habar n-am cum. Însă dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine, dacă Iisus Hristos locuiește în mine, eu sunt medicament pentru cei de lângă mine. Nu drog. Medicament. Amin. Eu sunt balsam, eu sunt leac alimător pentru cei de lângă mine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Întrebare. Ce moștenire spirituală lași în urma ta? E foarte serioasă întrebarea asta. Ce moștenire, și fiți atenți acum la final. Vă spun încă două chestiuni foarte importante. Auziți, lecția numărul 3. Elisei i-a slujit pe oameni și atunci când era bolnav. Și am citit textul acesta sublim din 2 Împărați, capitolul 13. Spune, Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a și murit în final. Era bătrân. Și s-a îmbolnăvit de o boală care i-a cauzat moartea. Dar auziți, zice Scriptura că acolo pe patul de moarte, și asta este uimitor, și fiți atenți, acolo trebuie să tindem și noi. Într-acolo trebuie să ne îndreptăm și noi. A apărut, o să apară curând, dacă nu cumva, a apărut o carte scrisă de Billy Graham. Billy Graham este un evanghelist american, are 93 de ani, a fost unul dintre cei mai cunoscuți evangheliști din lume. Se estimează că vreo 3 milioane de oameni s-au pocăit în urma predicilor lui pe tot pământul, vreo 3 milioane de oameni, așa se estimează. El a predicat la multe zeci de milioane de oameni. Și acum, la 93 de ani, publică o carte. Titlul cărții este Getting Closer to Home. Mai aproape de casă. Mai aproape de casă. Se referă la casa veșnică. Știți ce îmi place mie la bătrânul greu? Dă-mă și pe patul de bătrânețe și aproape de moarte. El încă slujește. Aici îmi place asta. Și în cartea lui, și sunt curios și eu să citesc cartea bătrânului, că e important să știi ce spun oamenii la 93 de ani. Foarte important. Este esența înțelepciunilor. La 93 de ani să știi cum gândești un om și cum să înveți de la el. Și a spus, zice, ca să mori frumos, zice, trebuie să știi să îmbătrânești frumos. Dar ca să îmbătrânești frumos, trebuie să știi să-ți cultivi valorile încă de acum. Am citit niște citate dintr-o carte am văzut pe internet. Știți cum era Elisei? Pe patul de moarte, omul acesta încă i-a ajutat pe alții. Vreau să vă învăț ceva. Pe mine, dar și pe dumneavoastră. Domnilor, trebuie să trăim în așa fel încât și când ajungem pe patul de moarte să fim folositori cu altor oameni. Asta este lecția numărul 3. Trebuie să trăim în așa fel încât atunci când suntem bolnavi și când ne-am apropiat de finalul vieții, că excuse me, cam toți într-acolo ne îndreptăm. Chiar dacă ai 20 de ani, tot într-acolo te îndrepți. Și chiar dacă ai 35 de ani și 95 de ani, tot într-acolo ne îndreptăm cu toții. Hei, pe patul final, pe patul de moarte, Elisei îi ajuta pe alții, chiar când era fără putere. Chiar când, din punct de vedere fizic, era la pământ. Pe patul său de moarte, Elisei i-a dat împăratul lui Ioas, din vremea aceea, știi ce? O strategie de victorie. Pe patul de moarte l-a învățat pe ăsta cum să fie învingător. Mie se pare extraordinar, cel puțin pentru mine. Și am zis, Doamne, măcar ca Elisei să mor și eu. Măcar ca sfântul ăsta, știi? Pe patul de moarte încă să înveți pe oameni să devină de succes. Pe patul de moarte, la final, când toți zic că ăsta-i murit bun. Nu. Pe patul de moarte, Elisei zice, când murea atunci, era să apropia de moarte, a venit împăratul Ioas la el, un alt om care însă s-a temut de Dumnezeu, Ioas ăsta, și i-a dat Elisei lui Ioas o strategie pentru a fi învingător, pentru a-și înfrânge dușmanul. Așadar, îi poți ridica pe alții chiar atunci când tu ești fără putere. Vă spun acum ceva din experiența mea. Nu mă dau, dar mă dau exemplu pozitiv tura asta, că m-am dat de spus și exemplu negativ.
Fiți atenți. Este o experiență pe care mai mulți am avut-o, nu numai eu. Cel mai bun lucru, cel mai bun mod de a te ajuta pe tine este să-i ajuți pe alții. Când îi ajuți pe alții, de fapt, îți faci ție un bine mai mare. Ajută-i pe alții să fie învingători. Și la rândul tău, tu ești un alt învingător. Doar învingătorii îi ajută pe alții să fie învingători. Amin. Ajută pe alții să fii oameni de succes. Sigur, tu ești atunci un om de succes. Doamne, ajută-ne la aceasta. Elisei, pe patul de moarte, căzut acolo și bolnav, încă îi învăța pe alții și îi făcea pe alții învingători. Asta este chemarea pe care o avem din partea lui Dumnezeu. Toți. Nu numai pastorii, nu numai diaconii. Este chemarea pe care toți o avem dacă suntem oameni al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Poate că în acea seară te simți un ipocrit și spui, cum adică, pastore, eu, un om atât de slab, să ajut pe altul să fie biruitor? Da, exact așa. Exact așa. Oricât de slab te simți, oricât te simți tu la pământ și știi că sunt lucruri care încă nu merg bine în viața ta, dar lucrezi la ele. Dar lucrezi la ele, fii atent. Oricât de slab ai fi, dar lucrezi la slăbiciunea aceea, să ieși din slăbiciunea aceea, Dumnezeu, când lucrezi la slăbiciunea ta, și vrei să ieși din slăbiciunea ta și când începi să-i ajuți pe alții, Dumnezeu te va ajuta pe tine. Oricât de slab ești, ajută pe altul să devină biruitor. Și atunci faci voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și ultimul lucru. Și asta mi se pare iarăși fenomenal. De asta Domnul Iisus Hristos, în textul care l-am citit din Ioan, spune, roata voastră să rămână. Să aduceți o roadă care să rămână. Și auziți în final. Impactul lui Elisei, roada pe care Elisei a adus-o, a continuat și după moarte. Elisei era deja mort, a mai rămas doar oasele din el. Nu e plăcută imaginea, dar este realitatea. Din cauza aceasta și astăzi oamenii, unele biserici, ortodoxe, catolice, au luat obiceiul acesta total nebiblic, că au zis, dacă te atingi de oasele cuiva, moaște, se numesc în termeni românești, atunci ești vindecat. Greșit, greșit, greșit. Este foarte adevărat că s-a petrecut miracolul acesta și auzi ce spune Scriptura. Zice, pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete de dușmani, și a aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Amin. Ei, dar era un singur Israel, Elisei. Acum, în final, impactul pe care Elisei l-a avut în viața, a continuat și după moarte. Într-o zi, Ilie i-a zis lui Elisei, ce vrei să-ți fac? Și și-a spus Elisei, să vină peste mine o măsură îndoită din Duhul tău și din puterea ta. În 2 Împărați, capitolul 2, versetul 9. Ilie a fost mentorul lui Elisei. Ilie a făcut 7 minuni. Elisei a cerut lui Ilie și a spus să vină peste mine o măsură dublă din Duhul tău. Și au fiți atenți acum. Elisei, cât timp a fost în viață, a făcut 13 minuni. Nu i-a împlinit oare Dumnezeu rugăciunea să primească o măsură dublă? Nu. A făcut doar 13 minuni, Ilie a făcut 7, în mod normal trebuia să facă 14, dar Elisei a făcut doar 13 minuni. Însă fiți atenți. În textul acesta pe care l-am citit, se întâmplă la 14 minuni. În textul acesta. A 14-a minune s-a petrecut după moartea lui Elisei. În viață a făcut 13, însă Dumnezeu se ține de cuvânt. Slavă lui Dumnezeu! Fie că este viață, fie că este moarte, Dumnezeu se ține de minuni. Elisei a primit o porție dublă din Duhul pe care l-a avut Ilie și într-adevăr a făcut 14 minuni, însă minunea numărul 14 a avut loc după moarte. Așa că rugați-vă, fraților. Avem dreptul, noi avem același Dumnezeu. Dumnezeul lui Ilie
Ilie, Dumnezeul lui Elisei, este și Dumnezeul Bisericii Stânga. Amin. Secretul este să credem adevărul acesta. Noi nu avem doar un Dumnezeu istoric. Noi nu avem un Iisus Hristos istoric. Noi nu ne închinăm unui Iisus Hristos care a trăit acum 2000 de ani și de atunci nu mai știm ce s-a întâmplat cu El. Nu. Noi ne închinăm unui Iisus Hristos care este aici, care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și este viu în veci de veci. Aleluia. Amin. Acesta este Dumnezeul nostru, acesta este Mântuitorul nostru și te rog să te rogi așa. Doamne, dă-mi o moștenire de neprihănire. Și fă ca impactul meu și al vieții mele să meargă dincolo de moarte. Doamne, dă-mi acum o moștenire de neprihănire, fă ca impactul vieții mele să rămână, dă-mi roada care să rămână după mine și după moartea mea. Amin. Aș vrea să ne ridicăm și să încheiem momentele acestea. Însă Domnul Iisus Hristos a zis atât de uimitor în Ioan la capitolul 15 cu versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și atenție! Și roada voastră să rămână. Pentru ca orice veșere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Amin. Întrebare. Ce roadă rămâne după tine? Ce roadă rămâne după tine? Ce moștenire lași copiilor tăi? Părinților tăi? Rudelor tale? Nepoților tăi? Strănepoților tăi? Ce roadă lăsăm? Elisei a lăsat în urma lui o roadă a vieții. Și când era mort, ăsta vine cu vădare. Exact la asta suntem chemați și noi, ca și după moartea noastră, când noi nu mai suntem pe acei prin Timișoara și pe la Stânca, roada noastră să rămână. Și apropo, se poate. Domnilor, se poate. Doamnelor, se poate. Dacă trăim ca Elisei și dacă avem etalonul pe care Elisei l-a avut, vom deveni niște oameni cu o mentalitate a miracolelor, a succesului, a biruinței și a roadei care să rămână după noi, pentru posteritate. Aceasta este moștenirea pe care Dumnezeu vrea să o lăsăm